de ferute, in cazul in care trecem. Wollen wir dafür beten, dass jemand noch hier bleibt? Ne rugăm poate ca cineva să rămână printre noi? Oder dafür, dass der Herr ihn heimholt? Sau să ne ajute să ajungem acolo acasă? Aber der Geist Gottes spricht zu Gott und verwendet sich für uns. Dar de fapt Duhul Sfânt este cel care se adresează lui Dumnezeu și ne ajută să ne înțelegem noastre. Gott kennt unsere Herzen. Dumnezeu ne cunoaște inimile. Er weiß, wie wir empfinden. El știe ceea ce simțim noi, sensibilitățile noastre. Und das ist das Wunderbare, dass der Geist Gottes auch Gott selbst ist. Și minunat este că Duhul Sfânt de fapt este Dumnezeu însuși. Gott weiß, was in unserem Herzen ist. Dumnezeu știe ce este în inimile noastre. Der Herr Jesus ist für uns gestorben, er hat uns sehr lieb. Domnul Iisus a murit pentru noi, El ne-a iubit atât de mult. Und der Geist Gottes verwendet sich für uns. Și ne iubește și Duhul Sfânt mijlocește pentru noi. Dann sagt Paulus etwas ganz Wichtiges. Și Apostolul Pavel spune ceva foarte important. Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Așa cum se spune în versetul 28, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Alles, was Gläubigen geschieht, das dürfen wir von Gott annehmen. Este preluat de Dumnezeu. Wer Gott lieb hat, când Dumnezeu iubește, den hat Gott lieb. Pe cine iubește Dumnezeu, pe acela se vede că iubește Dumnezeu. Und Gott hat für uns nur das Beste. Și Dumnezeu are pentru noi numai intenții bune, cele mai bune intenții. Er hat den Herrn Jesus für uns gegeben. El a dat pe Domnul Iisus pentru noi. Er sucht uns den Weg aus. El este cel care ne conduce pe drum. Und alles, was uns widerfährt, și tot ceea ce parcurgem, ob Leid oder Freude, dacă este durere sau dacă este bucurie, dafür dürfen wir ihm danken. Pentru toate acestea trebuie să-i mulțumim. Glaubst du, dass alle Dinge zum Guten sind? Crezi tu că toate lucrurile prin care treci este spre binele tău? Als ich jünger war, hatte ich Probleme damit. Pe când eram tânăr, am avut probleme cu felul acesta sau în această direcție. Aber der Glaube vertraut Gott. Dar credința este de fapt această încredere în Dumnezeu. Und das ist ein herrliches Wissen. Și lucrul acesta este ceva care este foarte important să știm. Gott hat uns zuvor erkannt. Dumnezeu ne-a cunoscut mai dinainte, așa se spune. Ganz weit zurück in der Ewigkeit. El ne-a cunoscut din veșnicie. Hat Gott uns schon gesehen. Deja Dumnezeu ne-a vedea prin ființa Lui. Und er hat gesagt, das soll mal mein Kind werden. Și l-a spus acesta, urmează să fie copil. Das soll mein Kind werden. Acesta va fi copilul meu. Das soll mein Kind werden. Acesta va deveni copilul meu. Petru soll mein Kind werden. Petru va fi copilul meu. Werner soll mein Kind werden. Werner va fi copilul meu. Ist das nicht wunderbar? Nu-i minunat? Atunci știința lui Dumnezeu. Ich kann das nicht begreifen. Eu nici nu pot să înțeleg lucrul acesta. Als ich 16 Jahre alt war, când aveam 16 ani, habe ich ein Buch gelesen über die Auserwählung. Am citit o carte despre această alegere mai înainte. Und ich war so überwältigt, și am fost atât de copleșit, dass ich aus dem Bett ausgestiegen bin, că am mers în pat, bin niedergekniet vor dem Bett, m-am zburat din pat când am venit așa seara la lucrul acesta, am îngenuiat înaintea patului und hab Gott gedankt, dass er mich auserwählt hat. Și i-am mulțumit lui Dumnezeu că m-a ales mai dinainte. Und er hat jeden von uns dazu bestimmt, și Dumnezeu pe fiecare dintre noi a hotărât într-un fel, dass wir einmal, wenn wir in der Herrlichkeit sind, ca odată când vom fi în slavă, dem Herrn Jesus gleich sein werden. Să fim asemenea Domnului Iisus. Wir wollen einen Vers lesen aus 1. Johannes 3. Și pentru a arăta lucrul acesta, vreau să citim un verset din 1 Ioan. Capitolul 3. Capitolul 3. Vers 2. Versetul 2. Preoților, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi, nu s-a arătat încă,
dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Wir werden den Herrn Jesus sehen, wie er ist. Îl vom vedea pe Domnul Iisus așa cum este El. Und wir werden ihm gleich sein. Și vom fi asemenea Lui. Wir bekommen einen Auferstehungsleib. Vom primi un trup de înviere slab. Die Sünde bleibt auf der Erde. Pământul va rămâne, păcatul va rămâne pe pământ. Wir werden dem Herrn Jesus gleich sein. Vom fi asemenea Domnului Iisus. Was sind wir für glückliche Menschen? Ce oameni fericiți suntem. Und es wird eine ganz große Schar sein, die der Herr Jesus erlöst haben wird. Și vor fi foarte mulți, numeroși vor fi cei care vor urma pe Domnul Iisus. Wir werden alles Brüder sein. Îi vom vedea pe toți frații și surori. Alle Probleme zwischen Gläubigen werden weg sein. Toate problemele care au fost aici pe Pământ între frați vor dispare. Aber der Herr Jesus wird in der Mitte sein. Pentru că Domnul Iisus va fi în mijlocul. Wir werden ihm gleichförmig sein. Und er wird der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Er hat den absoluten Vorrang. Und wir werden immer auf ihn schauen. Und werden ihm danken, dass er für uns auf Golgatha gestorben ist. Și îi vom mulțumi și mulțumim și acum, dar îi vom mulțumi o veșnicie că a murit pentru noi pe crucea de la Golgota. Und wir werden ihn anbeten. Și ne vom închina înaintea Lui. Und so sicher es ist, dass Gott uns auserwählt hat, vor aller Zeit. Și precum este de sigur că Domnul, că Dumnezeu ne-a ales mai înainte de veșnicie. So sicher ist es, dass er uns jetzt durch die Welt führt und bewahrt. Tot la fel de sigur este că El acum, trăind aici pe Pământ, ne conduce, ne călăuzește și ne sprijinește. Und so sicher ist es, dass wir einmal in seinem Haus werden. Și precum este de sigur că noi într-o zi vom fi împreună cu Domnul Iisus în casa Tatălui. Wir wollen uns jetzt noch kurz Vers 34 anschauen. Privim puțin în versetul 34. În Romani 34. Nein, in der Mitte. Christus ist das Leben gestorben. Christus a murit la a doua parte a versetului 34. Vreau să spun câteva cuvinte cu privire la această parte. Christus ist es, der gestorben ist. Christus este cel care a murit. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Acesta este fundamentul, temelia credinței noastre. Und das ist der Beweis der Liebe des Herrn Jesus zu uns. Acesta este dovada dată de Dumnezeu că ne iubește. Und wir sind so glücklich, dass er auferstanden ist. Da suntem atât de fericiți că El a înviat.